În timp ce mai toți bucureștenii nu știu cum să scape de șobolanii care umblă pe străzi, alții cresc. Se întâmplă în sectorul 1 al capitalei, chiar în vestitul cartier Dorobanți. Un bărbat crește în apartament zeci de rozătoare care din când în când ies la plimbare pe geam. Vecinii sunt disperați și l-au dat în judecată, dar nimeni nu poate lua măsuri până când nu există o decizie definitivă a instanței. În imaginile primite pe Fii Observator se vede cum mai mulți șobolani ies pe geamul unui apartament din sectorul 1 al capitalei. Am fost azi în selectul cartier Dorobanți să vedem cum e posibil așa ceva. Și nu mică ne-a fost mirarea când am aflat că rozătoarele sunt găzduite chiar în locuința din care plecau seara la plimbare. Proprietarul are 82 de ani și de 5 ani locuiește cu șobolanii pe care îi și hrănește. Sunt zeci de șobolani în acest apartament situat la parterul unui bloc din sectorul 1 al capitalei. Vecinii spun că proprietarul îi crește și îi hrănește. Tocmai de aceea mirosul aici este insuportabil. Pe lângă șobolani, bărbatul adună și gunoi în apartamentul de 3 camere din Dorobanți. Autoritățile îi dau ceva mâncare caldă. El o aduce acasă, o pune în lighiane și așa și hrănește șobolanii. Acum 2 ani am avut șobolani tot la fel. Cred că au scos găleți de șobolani. Vecinii spun că nu mai pot trăi în bloc. Șobolanii ajung și la dumneavoastră? Nu aperească Dumnezeu, nu, nu. Ne-a ferit, sper să nu ajungă și la noi. Șobolanii sunt mari? Stați. Ăla e la geam, șobolan? Vai de mine. Sunt mai mulți. Ăștia ar fi domestici dacă stau așa pe geam. Cum intră în casă? Doamne ferește. Îi crește domnul în casă. Problema șobolanilor cred că trebuia foarte repede eradicată. E de secolul, eu știu, 19. Am încercat să stăm de vorbă cu proprietarul, însă fără succes. Bună ziua! La sesizarea Observatoră, angajații de la compania municipală Ecoigenizare au venit la fața locului și au montat capcane pentru șobolani. În colț acolo sunt două găuri mari, e una aici. Acolo ar fi? Cam da. Însă, în acest caz, capcanele nu-i vor atrage pe șobolanii deja hrăniți de bărbat. Nu va mânca o travă niciodată, atâta timp cât este sătul. Astfel că singura soluție a vecinilor este să facă curat în apartament cu ajutorul justiției. În momentul de față, poliția sectorului 1 are în derulare o executare, urmând ca cât de curând să-i golească apartamentul. Și noi avem un proces câștigat de Asociația de Proprietari, tot pentru golirea apartamentului. Șobolanii pot transmite ușor omului 8 tipuri de boli. Hantavirusul poate fi inhalat, transmis prin intermediul unei mușcături, pot lăsa semne grave prin atacarea sistemului respirator la oameni. Autoritățile spun că au făcut deratizare în aproape toată capitala, iar în parcuri sunt la a doua tură de tratament antirozătoare. Efectele însă se lasă așteptate. Pe Fii Observator am primit zilnic imagini cu șobolani. În cele mai noi îl vedem pe șobolanul botezat Laurențiu, care fuge printre mașini și se plimbă pe trotuar chiar lângă guvern.